Am revenit la Vorbește Lumea cu un subiect foarte, foarte important. În ultima vreme, factura la electricitate ne dă bătăi de cap și de portofel, nu mai zic. Dacă și voi simțiți că sunteți nedreptățiți de furnizorul de curent, Sorin Mierlea, președintele Infocons, ne învață ce drepturi avem în calitate de consumatori. Bine ai venit! Bună dimineața! Oricum mă simt pe bogăție aici. De ce? Atât de multe becuri, atât de mult curent. Te rugăm să vorbești la microfon. Atât de multe becuri, atât de mult curent. Să te și auzim, da. Mă simt pe bogăție și cred că tot ce înseamnă partea asta de facturare, de curent, de gaze naturale, de energie, care poate de cele mai multe ori până acum nu le-am considerat chiar atât de prezente în viața noastră, vor fi tot mai prezente. Și este doar începutul, este vârful icebergului. Tocmai poate de aceea ar trebui să știm ce avem de făcut. Poate ne amintim că acum vreo 10 ani de zile apăruseră glume prin România și bancuri că un bulgar își dădea anunț la ziar să mai caută un vecin să poată să cumpere un pui împreună, fiindcă nu mai aveau bani de pui, fiindcă plăteau gazul și curentul. Liberalizarea prețurilor la energie este doar, să spunem, un fel de motivație. Pe cealaltă parte, problemele sunt mult mai grave, mult mai adânci. De 30 de ani nu s-a investit nimic în alte unități de producție. 80% din unitățile de producție sunt ale statului. Ce tot aud acum, că o să ne dea subvenții, că o să ne dea, nu știu ce, totul e cu osă. Eu am spus că în România ar trebui să dispară orice la viitor, orice promisiune, fiindcă totul e la viitor. Ca să vedem ce putem face astăzi, în primul rând ar trebui să găsim formula ca să ne uităm puțin real pe contractele care le avem cu furnizorul de energie. Deci sfatul tău pentru început ar fi să citim cu multă atenție contractul. Poate chiar acum când ne uităm la emisiune, să căutăm contractul, să-l scoatem, să ne uităm pe el și să vedem anumite lucruri. Poate să fie o clauză abuzivă, poate să fie variația ale prețului și atunci să nu ne mirăm de ce pentru aceeași cantitate de curent lună de lună vom plăti tot mai mult. Iar dacă avem orice semn de întrebare, 0219551, numărul unii de protecția consumatorului. Aș vrea să le reamintesc celor care ne privesc chiar acum să ne scrie întrebări pe pagina de Facebook. Dacă aveți semne de întrebare, puneți-le pe pagina de Facebook. Cel mai bine România, să... că eu am avut energie electrică acasă, mi-am încărcat telefonul, de asta sunt aici. Dar să spunem că am primit o factură și ni se pare ireal de mare. Ce avem de făcut? În primul rând, s-ar putea să nu fie ireal de mare. S-ar putea să fie foarte mică față de ce va veni luna care vine. Și nu glumesc. În primul rând, să ne uităm la cantitatea de curent pe care am consumat-o față de luna poate care a trecut sau luna aferentă anului trecut pe aceeași perioadă și s-ar putea consumul să fie la fel, prețul să fie diferit. Și atunci să ne uităm în contract dacă avem preț fix sau nu. Fiindcă până la urmă, e exact cum discutăm de euro, da? Tot 10 euro avem în buzunar, numai că o lună dăm mai mulți lei, o lună și mai mulți lei pe ei. A fel va fi și cu curentul acum. Curentul vom consuma poate la fel și poate n-ar fi rău să începem să ne punem problema să mai reducem din curent. Să când plecăm acum, de exemplu, la muncă, să scoatem televizorul din priză, fiindcă el în modulul de standby consumă cam 70% curent. Adică dacă eu las niște device-uri... Cu beculețul ăla prins. Ăla consumă curent foarte mult. Fiindcă dacă îl băgăm în priză și când îi dăm drumul, ai văzut că stă puțin până pornește, să se încălzească cum era. Dacă pui mâna pe televizor când vii acasă, e cald. Corect. Da? Corect. Reșeu, ce mai ai pe acolo? Nu știu, fierbătorul de cafea. Da, există plită electrică, există hotă, toate sunt băgate în priză. Ele trebuie scoase? Normal, pe afară, când pleci de acasă, iai un buton, întrerup tot curentul, mai puțin alarma și frigiderul. Corect. Toate lucrurile astea ar trebui să începem să le conștientizăm. Văzusem un studiu, acele întrerupătoare cu LED, ca să le vezi noaptea. Consumă și acelea? Consumă într-un an aproape cam două săptămâni de preț dintr-un an. Adică tot ce înseamnă acest consum ar trebui să începem să ne punem problema consumului, să ne punem problema becurilor deștepte, să ne punem problema izolației casei, să ne punem problema alternativelor, fiindcă prețul nu va mai merge în jos. Bun, dar sunt persoane care au fost plecate, să spunem, în concediu o lună, s-au întors acasă și le-au venit facturi foarte mari la curent. Ce facem în această situație? Adică unde aici, pentru acest lucru, mai avem o problemă. Noi nu suntem bănci, ca și consumatori, să finanțăm furnizorul și pe mă spune, las că o să reglăm noi cândva. Dom'le, dacă e cândva, dăm și mie o dobândă pe banii aia dacă ți-am dat în avans. Și atunci facturarea trebuie să fie făcută lunară față de consumul pe care l-ai făcut lunar și nu un estimat. Există totodată o legislație europeană și națională prin care ei aveau obligația ca până anul ăsta cel târziu vreo 80% din contoare să fie contoare de alea deștepte. Ia uite cum a pornit fără să... Puterea gândului aici. Trebuiau să fie acele contoare inteligente care să comunice direct. Nu s-au făcut. S-au pus niște contoare, așa zis, inteligente, dar care nu comunică și tot vine un nene din când în când, te duci tu cu lanterna, cu ce te uiți și trimiți undeva un consum estimat, nu întotdeauna aia îl înregistrează și te trezești cu așa zise reglări ale
costurilor. Acele reglări ale costurilor s-ar putea să nu fi fost făcute de mult și să ne trezim astăzi cu un preț, dar prețul respectiv n-ar trebui să fie pentru consumul de acum 2-3 luni, dau un exemplu, să fie la prețul de astăzi. Așa că, în primul rând, ni s-a părut ceva suspect, chiar dacă considerăm că avem dreptate, chiar dacă poate n-avem dreptate, haide să luăm atitudine. Și cel mai simplu lucru de a lua această atitudine sunt două exerciții foarte simple. Unu, în primul rând, trimitem o reclamație către furnizor. Dacă o trimitem pe mail și ne-am bifat acolo că a citit-o, bravo, dacă nu, nu e rău și nu costă chiar totuși așa de mult, să trimitem o reclamație cu confirmare de primire prin poștă, să avem dovada justificativă a faptului că am notificat această reclamație furnizorului. Uh-huh. Și dacă nu ne-a răspuns, sau chiar dacă vrem deodată, către Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului de pe raza teritorială unde suntem și către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei. Până la urmă este dreptul nostru. Da, dar și ce putem spera? Să ne recuperăm banii? Nu numai să ne recuperăm. Că se poate desface oricând, nu? Se poate. Asta e a doua problemă în care ne uităm pe contract și putem să-l denunțăm unilateral. Să ne găsim un alt furnizor, iar ca să ne găsim un alt furnizor, există un comparator de preț pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare Energie, ANRE.ro, în care pui factura de pe ultimele 3 luni și în funcție de consumul ăla îți dă alți furnizori la ce preț ar fi. Dar nu ajunge să ne uităm doar la preț. Adică nu există o plafonare? Nu există. Fiecare, deci mâine poate să fie și 1.000.000 de euro kilovatul, dau un exemplu. Fiecare pune cât vrea. Și piața reglementează. Dar la ce vreau să spun să fim atenți? În momentul în care ni se pune prețul fix sau e prețul care poate să fluctueze? Este exact cum a fost scandalul cu francii elvețieni, în care ne-am bucurat, de exemplu, unii că am luat credite în francii elvețieni și ni s-a părut ieftin, numai că în contractul de creditare spunea că poate să fluctueze funcție de. Nimeni n-a citit, a fluctuat nu știu cine și ne-am trezit că francul elvețian a crescut foarte mult. Același lucru se întâmplă astăzi. Iar aceste fluctuații și aceste contracte care le avem făcute, iar dacă contractul a fost făcut pe preț fix și operatorul vrea să denunțe contractul și să schimbe contractul, de îndată să facem o reclamație, fiindcă acest lucru încalcă legislația. Păi și asta ne întreabă și o ascultătoare. Eu sunt obișnuit ca la radio, mă scuzați. O telespectatoare aici pe Facebook, pe pagina Vorbește Lumea, Mădălina, care zice: în ce condiții pot renunța la contractul cu firma respectivă? Nu trebuie să am vreo condiție. Nu mai îmi place, nu mai vreau, nu mai am chef. Nu avem. Trebuie să notificăm în scris operatorul cu 15 zile înainte și să ne alegem un alt operator de pe piață. Ei, un alt operator de pe piață, cu acesta se poate negocia? Teoretic, adică, da. Practic nu prea. De ce? Fiindcă sunt operatori foarte mari, noi suntem doar la nivel de un singur consumator, dar sunt suficient de mulți. Sunt zeci sau chiar sute de furnizori. Așa că din toți ăștia putem să ne găsim unul cât mai aproape de ceea ce vrem noi. Iar mai ales acum a apărut acea diferențiere de costuri noapte-zi. Noaptea costă mai puțin, ziua mai mult. Prin vestul Uniunii Europene, majoritatea gospodinelor sau gospodinilor spală noaptea, fiindcă e mai ieftin curentul. Da? Și încarcă lucrurile noaptea, fiindcă e normal, ziua în general funcționează și se duce foarte mult curent în zona aceasta industrială și noaptea atunci este mai ieftin și diferențier. Adică trebuie să fim și să ne citim contractul. Iar dacă nu știm să ne citim contractul, nu înțelegem terminologia de acolo, nu este nicio rușine, fiindcă nu trebuie să fim tehnici și științifici. Se trimită pe Facebook la voi și ajunge la noi, se trimită la Protecția Consumatorului, se trimită la ANR, fiindcă până la urmă este extrem de important. Iar pe cealaltă parte, asociațiile de locatori, când discutăm de blocuri, se pot aduna câteva și să negocieze în numele unui consum mai mare și mai mulți clienți. Corect. Este o problemă și de organizare, dar asta nu înseamnă că statul, pe care noi l-am plătit ca angajat al nostru, fiindcă noi nu ne pricepeam și zic, mă, uite, te plătesc pe tine la Poliția Consumatorului, te plătesc pe tine la Autoritatea de Reglementare, te plătesc pe tine la Consiliul Concurenței, să ai grijă de mine, că de-aia te-am angajat. Corect. Domnule președinte, mă scuzați, dar am și o curiozitate. A venit curentul și acolo. Bună dimineața. Ce facem? Putem să comparăm facturile noastre cu ale prietenilor, de exemplu? Putem să le comparăm, dar nu înseamnă același lucru. Nu sunt mere cu mine. Există mere. Un loc în care pot vedea și eu piața? Asta și spun. Pe Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, ANRE.ro, există un comparator de preț în care ții factura ta de luna asta, de luna trecută, de acum 3 luni de zile, o introduci și în funcție de consumul pe care l-ai, îți dă toți furnizorii din zona în care ai tu domiciliu pentru consumul respectiv, cât te-ar fi costat sau cât te-ar costa. Dacă același consum cu ceilalți. Te simulează pentru ceilalți. Păi, problema este că nu trebuie să ne uităm doar după preț. Fiindcă prețul în anumite contracte este la un anumit moment. Dacă este un preț fix
sau este un preț fluctuant și ne putem bucura la un preț mic, dar dacă el este fluctuant, peste două luni de zile să ne trezim că e de 5 ori mai mare. Eu știu, dar ați zis de intrat pe ANRE, ați zis de informații pe care noi le putem accesa, dar întreabă cineva pe Facebook-ul Vorbește Lumea, Ela, zice, ce facem cu pensionarii care n-au acces la tehnologie și implicit la informațiile acestea? Pe ei cine-i? Din păcate, din păcate, cei care au scăpat de COVID s-ar putea să nu prea scape de ce se întâmplă acum pe zona asta, fiindcă plata curentului și a gazelor nu o să o plătim doar la furnizor. O să o plătim din biscuitele pe care îl cumpărăm, o să-l plătim din metrou sau din transport, o să-l plătim din lapte, adică sau din cafea. Se scumpește practic totul. Se va scumpi absolut tot. Uh-huh. Și problema e că nu avem o predictibilitate. Uh-huh. Dom'le, faci un efort, mai strângi din toate, până când? Până când, fiindcă în 30 de ani nu s-a făcut nimic de către statul român în dezvoltarea unor noi capacități de producție, vom deveni tot mai tributari importurilor. Dar iar dacă importurile nu sunt făcute pe linie politică de a fi negociate masiv, vom avea probleme majore. Iar doi la mână, vom plăti curentul și prin taxele și impozitele pe care le plătim, fiindcă costul curentului pentru copiii noștri la școală, tot noi îl plătim din taxe și impozite. Gropile nu vor fi astupate, că o să spună că numai o bancă trebuie să plătească curentul și gazul. Dar aș vrea să vă dau o informație în premieră. Chiar aseară am evaluat toate aceste lucruri și este chiar o informație în premieră, comunicatul nostru de presă va apărea undeva după ora două. Aș vrea să atrag atenția tuturor celor care se uită acum la noi și să le spună și părinților și bunicilor și toți, în momentul în care le-a venit factura sau contract cu un furnizor de energie sau de gaze, da, să-i întrebe urgent dacă contorul care le-a măsurat, pentru care ei plătesc ca și valoare, este avizat și autorizat metrologic. Fiindcă sunt multe contoare care au expirat evaluarea metrologică, ceea ce înseamnă că ele nu mai sunt apte de a măsura acel consum ca să poată să fie legal să mi-l factureze, sau sunt contoare care poate nu au această avizare. Și cred că este un prim pas prin care a vedea ceea ce se întâmplă, iar al doilea este faptul că putem să solicităm gratuit montarea unor dispozitive de măsurare reală a calității curentului și a calității gazului, fiindcă s-ar putea să plătim curent sau gaz la o calitate care poate nu-i prea bună, că toți dar ne mai trezim. Care e diferența între un curent bun sau rău? Mai filează becul, okay. Mai face televizorul, mai vezi că s-a mai stins puțin din lumină și iar apare. La gaz, una e să fierb ouă 3 minute și una e să-l fierb 5 minute. Păi asta înseamnă că puterea calorică a gazului e diferită. N-ai presiune, doamnă, la gaz. Nu e de presiune, e de putere calorică. Iar noi plătim putere calorică în metri cubi. E o formulă și dacă calitatea gazului nu este suficient, ca la benzină. Poate să fie o benzină de 98 sau de 95. Aia de 98 arde mai bine, aia de 95 arde mai încet. Stai, la fel și gazul. Că eu vreau să fac o plângere cu ocazia asta. Îi filează o lampă lui Șurubel și cred că a văzut toată lumea chestia asta. Depinde cu cine are contractul de furnizare de electricitate. De unde și unde se încarcă. Și acum, lăsând gluma deoparte, acest lucru, dacă contorul nu este avizat metrologic... Cine vine să ne spună că, nu știu, acest contor poate a expirat sau nu este acela care trebuie? În primul rând, trebuie să ne adresăm furnizorului și distribuitorului. Noi avem un contract cu ei. Și vine o echipă? Ei trebuie în primul rând să-ți facă la adresa ta să-ți răspundă. Dacă nu ți-au răspuns, faci din nou reclamație la ANR. ANR-ul este autoritatea de reglementare și către ANPC. Pare birocratic. Pare poate ciudat, dar eu cred că trebuie să înțelegem. De exemplu, în Germania la 1000 de locuitori, reclamațiile sunt cu 600% mai mult decât în România, unde este o țară în care totul este mai reglementat și mai bine ca la noi. Noi avem lucruri. Asta, domne, ce să... Și așa nu face nimeni nimic. Dar eu cred că în momentul în care vom fi 10, sute sau mii, și vă dau un simplu exemplu. Acum un an jumătate în Franța au propus să scumpească cu un cent motorina și au ieșit 3 milioane de oameni în stradă și au oprit. La noi se scumpește orice. Avem parcă sentimentul unei bătăi de joc la adresa noastră. Pe spatele nostru fac unii averi, așa, de te doare mintea de-i vezi după aceea că genți, că nu știu ce genți, că nu știu ce se întâmplă, dar noi ce facem? Și așa că îndemn pe cei care se uită acum la noi. Este singura noastră șansă să fim cu adevărat uniți. Fiindcă, până la urmă, prețul acesta care a crescut brusc este un preț, în primul rând, speculativ astăzi. Am văzut că... Și aici spunem, producătorul, văzând, și așa, pe foarte scurt, în România se produce curent, odată prin arderea cărbunelui, la celebra CEO de la Târgu Jiu, de pe acolo, din Gorj, care este cel mai scump.
hidroelectrica și ăștia cu vântul ce mai e, ieftin. Dar văzând că ăștia îl vând scump, cu vreo 500, de ce să îl punem și noi 490, chiar dacă ne costă mai mult? Mai facem și noi un profit, mai facem și... pe spatele cui? Pe spatele dumneavoastră, dumneavoastră care vă uitați la televizor. Să spunem că suntem nemulțumiți de furnizor și majoritatea au schimbat anul acesta furnizorul. Din păcate nu e majoritatea. De câte putem să facem asta? Problem. În fiecare lună. Adică nu este absolut... Nu te oprește nimeni la nimic. Dar să știi că mai există o telespectatoare care a avut altă idee. Ne întreabă Maria pe Facebook ce se întâmplă dacă nu plătesc factura. Ți se taie curentul. Foarte simplu. Simplu. Adică este extrem de simplu. Trebuie să primești o notificare și în 15 zile ți s-a tăiat curentul. Deci în 15 zile și după aceea, ca să-l repui, trebuie să plătești taxă de branșare, taxă de nu știu ce, taxă de nu știu ce. Adică ideea este următoarea. Dacă am consumat, trebuie să plătim. Și este corect asta. Dacă am luat un credit, trebuie să-l plătim. Problema este să ne asumăm și să fie în cunoștință de cauză. De cele mai multe ori, din păcate, românul spune, aoleu, n-am știut. Dar fiindcă aoleu, n-am știut ăsta, uită un lucru. Care niște angajați. E adevărat că fiecare român avem tot mai mulți angajați, adică funcționari ăștia publici. Și acești angajați trebuie să facă treaba, dar haideți să ne amintim de angajații noștri și să ciocănim la ANPC, să ciocănim la ANR, să ciocănim la ProTV și să trimitem, că dacă vin la dumneavoastră mai multe reclamații și sunt convins că dacă dumneavoastră veți trimite reclamațiile către autoritate, sigur va răspunde mai repede decât la un cetățean eu de simplu. Sunt aici. Eu dimineața, sunt aici. În loc să-ți faci sandvișul ăla cu cașcaval și să-mi faci mie pop, să mai bine te ocupi să colectezi reclamații. Puțin reclamațiile. Mulțumim foarte mult, Sorin. Revin cu informația. Da? Grijă dacă contoarul de curent sau de gaz sau de apă este certificat metrologic. Nu uitați, 021 95 51, numărul unic de protecție a consumatorului pe teritoriul României, și nu este rușine să faci o reclamație. Iar dacă ai făcut o reclamație și nu ți s-a răspuns de către o autoritate publică în 30 de zile, ține minte un lucru, fă-o către autoritatea superioară. Cu cât vom fi mai mulți, și cel mai simplu exemplu este următorul. Acum 8 ani de zile nimeni nu credea că poate fi dată în judecată o bancă. Astăzi s-au câștigat procese, corect, am fost uniți și s-a putut rezolva ceva. Da. Mulțumim foarte mult, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați adresat întrebări, Sorin Mierlea pentru răspunsuri. Să ne vedem cu bine și cu facturi mai reduse. Și pe lumină.